Bună, dragi tovarăși! Astăzi suntem în 3 mai, și pierdut noțiunea timpului. Și vreau să spun că anul acesta este cel mai secetos și mai prost am în legumicultura pe care eu de când sunt n-am avut. Aici, de exemplu, am usturoi. Atât cât acolo și un cuib de la cartofii de anul trecut. O răsărit așa aici acolo, în fine. Uitați cât de rar este. Și vreau să spun că l-am udat, dacă nu zilnic, udat la 2 zile a fost udat. Și degeaba de bea ce s-a făcut, pentru că n-a plouat absolut deloc. Norii se umflă. E întunecat. Dar nu vrea să plouă, nici să... Trebuie să fac dansul ploi, am zis. Trebuie să vorbesc cu un indian ceva, dar degeaba. Aici avem ceapa. Tot dacă vedeți, aici acolo. Care este faină, căutat în pământ. Ce-i drept, de bea acum se umflă. Și gândiți-vă că e plantată de o lună, mai bine de o lună. La fel și aici. Să-și ceapă. Vedeți-vă că salata a fost plantată aici pe mijlocul cărării, așa cum se vede, în dreapta și în stânga, udată zilnic. Nimic. Am una aici, unde e. Ce încep să meargă destul de bine sunt dovlecei. Acolo am și pe aici. Am să zic că la dovlecei e bine. Cartofii au fost puși cu o lună și ceva de bea cu mordat. I-am pe partea aia altă, de acolo prinde răptucă, trebuie să scot ca să dau la rați. Aici avem roșii Elisabet, roșii negre, negru spre moviu, nu știu, mătușii mi-au cumpărat, nu știu, Dumnezeu de soi. Inimă de bouă mai încolo și o să urmeze să mai pun câteva pentru bulion, nu știu exact soiul, dar are cineva la noi aici în sat, care merge super, nu sunt nici mari, nici mici, dar sunt multe și foarte bune pentru, pentru bulion. Aici așa, aici așa, la suprafață. Avem Sinto Grill, bobițele alea mici, o travă pentru coropușințe, nu exagerez. Hai că roșii lumea scăpa cum vor scăpa, cam 5% așa le-au mâncat. Uite, de exemplu, asta e mâncat. Am tot cu soluții. Iată, asta garantat, dacă o scot e gata. Da, mai lăsăm o zi. Dar ardei, aici nu are rost, e... Nici n-am mai dat, n-are rost, avea mazăre, degeaba. Aici avem piparcă, piparcă iute, din aia care se face cam atât așa verde închis cu movie puțin. Foarte iute și bulgărească acolo 3 rânduri, 2 cu 3 rânduri. Nu exagerez, au fost replantate până să dăm cu Sinto Grill, undeva la 4, aproape 50%. Pe rândul acesta... Sunt 13 pe rând, 5 sau 6 ceva de genul trebuie replantate, pe rândul celălalt 4-5. Tot așa, replantate în cauza coropușințelor. Dar Sinto Grill-ul a fost aur. Aici avem niște capia. Aceeași poveste cu ardeiul gras. Mai urmează să pun câțiva dincolo, mă aștept niște răsă de la o doamnă de aici foarte buni. Și aclimatizați, vreau să spun. Deci 40% pe puțin, vreau să zic, am trebuit replantat. Și cum am dat cu astea cu Sinto Grill, au început să iasă nenorocitele alea mici. Au început să iasă la suprafață, pentru că nu le place mirosul și atunci le vor să iasă la aer. Ies afară și mor la plantă sau lângă plantă, că nu mai au mult de dus. E o travă foarte bună. Uite, s-a făcut o
cu Sinto Grill-ul meu. Ia uite la asta. Ia uite cum o adus în poie mei vântul numai sticlă. Asta cred că e gata așa. Să vedem, poate se ridica. Nu știu ce să zic, deci an ca ăsta n-am avut așa prost. Asta este. Vom trece și vom vedea. Trebuie să pun păsula uscată. Destrăveții i-am pus. La mazăre, la spanac, am dat chixa anul ăsta. Nimic. Udat, degeaba. Sămânță bună, tratată, etc. Cumpărată, degeaba. Am pus și sămânță de mea, care am avut de anul drăguț, dar degeaba. Deci, mai are rost. Nu mai are rost nimic. Fasole, gândiți-vă că a ieșit acum, după o lună de zile, de bea un colțit. Păsula verde, mă refer. Păstăi. Nu, mama zămăule, nu e ok. Dar asta este un trei și un vene, uite. Se umflă norii. Dar degeaba că pe Fibiș nu plouă, parcă aici e centru triunghiul Bermudelor, nu știu. Nu plouă. Pomii, ce pot să spun, că sunt super ok. Ăia văruiți care se văd aici au între 2, între 3 și maxim 5 ani. Prunul ăla mare, care vedeți acolo, are 7-8 ani. Și în rest, cei mici nu sunt văruiți, nici nu o să-i dau cu var. Cum a spus și domnul Puiu. Puiu Toma, și are dreptate, nu este bine să dai cu var primăvara. Însă, când am ajuns la sat, mi-a făcut un membru a familiei mele o bucurie și a început să-mi dea cu var. Și acum, dacă tot duce bucuri de mare, am zis, lasă-i așa, dar pe el îl smici. Hai, ce să faci? Asta e un trei și-o vedea. Uite, aici am puiul, de exemplu, aici de un an, niciun an. E, acolo e Golden-ul, aici ai doamne, cum stă pe limba, Fuji. Acolo așa un par chiuri micuț, după Mungala, mai am un Florina, mai experimentăm și noi, că din păcate am pierdut și din ei. Din cauza că n-am putut să mă ocup un an de zile de ei, am avut probleme foarte mari medicale și asta a fost. Vă doresc toate cele bune, vă salut, vă mă închin și să ne auzim cu bine.